Iar acum avem informații importante pentru persoanele în etate. De astăzi, bărbații ies la pensie la vârsta de 63 de ani, plafon care nu se va mai modifica. Femeile, în schimb, primesc pensie dacă au atins 58 de ani și 6 luni. Cu fiecare an, vârsta, în cazul angajaților de gen feminin, va crește cu 6 luni, astfel ca în anul 2028. Femeile vor ieși la pensie la 63 de ani, exact ca și bărbații. Deși bărbații deja au atins vârsta standardă de pensionare, speranța lor de viață este de abia 67 de ani, mult mai mică decât la femei care ajung să trăiască în medie până la aproximativ 74 de ani și jumătate. Potrivit demografilor, speranța de viață a moldovenilor este una modestă. La femei, vârsta de pensionare la fel se va majora în fiecare an cu câte 6 luni la 1 iulie, până va atinge aceeași vârstă de pensionare ca la bărbați, 63 de ani, începând cu 1 iulie 2028. La bărbați, deci, nu mai crește vârsta și nici stagiul, dar la femei crește atât vârsta cât și stagiul, până va fi la fel, egal ca bărbaților. Deși astăzi bărbații au atins vârsta standardă de pensionare, speranța de viață a bărbaților este de abia 67 de ani, mult mai mică decât la femei, care ajung să trăiască până la aproximativ 74 de ani și jumătate. Potrivit demografilor, speranța de viață a moldovenilor este una modestă. Numai că Republica Moldova, sistemul de pensii, rămâne cu foarte multe goluri și cu foarte multe inexactități. Vârsta de pensionare crește mai repede decât speranța de viață. Iar aceasta este o încălcare a drepturilor umane. Trebuie să spun că o bună parte din populație riscă să fie în afara pensiei, chiar dacă au contribuit jumătate de ani la pensie. Moldovenii se arată dezamăgiți de noua creștere. Unii cred că nici măcar nu vor ajunge să-și primească banii bine meritați. Păreri foarte rea. De ce? Da, de ce? Fiindcă, vedeți, oamenii acum acumbolesc. Și mai ajungem noi să mai vedem pensia? Asta ați reușit deja să ieșiți la vârstă? Nu. Mai am încă foarte mult. Государство слабое, не может потянуть. Через 5 лет, я думаю, вообще пенсии не будет, через 10. Le-i foarte rău, că mă ia lumea foarte bolnavă, e foarte greu de trăit. Și mă ia îndeoște, mor unul după altul, și bărbatul și femeia, îndeoște, mor unul la un an, unul după altul. Mor. Reforma de majorare a vârstei de pensionare a fost implementată în urma unui acord dintre fostul guvern Filip cu Fondul Monetar Internațional din noiembrie 2016. Până atunci, femeile ieșeau la pensie la 57 de ani, iar bărbații la 62.